Din România am plecat în 1990, în vara anului 1990. Ce făceam înainte? Făceam sculptură, aveam atelierul meu, lucram, expuneam în București și în alte orașe din țară, saloane, expoziții colective. Aveam activitate susținută, am lucrat și în simpozioane de sculptură, diferite zone din România. Aveam atelier și deja am procurasem materiale, chiar îmi cumpărasem de multă vreme câteva tone de marmură cu intenția să le termin, să am lucrări multe, să reușesc să fac o serie de lucrări așa cum îmi imaginam și cum începusem să lucrez. Am obținut o bursă UNESCO și trebuia să profit de acest lucru în vara anului 1990. Deci atunci am plecat și s-a petrecut ruptura de activitatea mea din țară. Deci asta a fost. Am plecat nu cu intenția să rămân. Venind aici în Franța, am dat peste ceea ce învățam noi în teorie în facultate și ne-a interesat, bineînțeles, să vezi Louvre, să vezi operele de artă de acolo, să vezi multe alte muzee interesante. Deci am avut senzația că nu ne ajunge timpul alocat bursei, era 2 luni, o lună, două. Deci într-o lună, două, practic nu reușisem să acoperim tot ce ne interesa și tot ce vedeam interesant. Așa că am zis că ce-ar fi să mai rămânem puțin, să putem continua cercetarea asta în domeniul artei și mai în amănunt și mai profund. Și așa s-au petrecut lucrurile de așa natură că am putut prelungi câte puțin, deci fără a avea conștiința că plecăm din țară. Deci noi, în imaginația noastră, era că putem să rămânem un timp și că după ce am satisfăcut această nevoie de cercetare, de documentare, ne puteam întoarce oricând. Deci lucrurile s-au petrecut ca și în viață, așa ne-am luat cu lucru, pe urmă cu grijile, trebuia să ne descurcăm, să avem din ce trăi acolo, pentru că bursa se termina. S-au ivit posibilități în care puteam să lucrez. Deci am avut și un atelier, am obținut și un atelier, tot așa printr-o întâmplare fericită. Vorbind cu alți colegi artiști, am dat peste o asociație care tocmai căutau localuri în care se puteam să lucrăm și în felul acesta, aproape fără să ne gândim, lucrurile s-au legat și aproape că nu ne-am dat seama că de fapt am rămas destul de mult timp aici în loc să ne mai gândim și l-am întors acasă. Deci, până la urmă, consideram că întorsul acasă este evident și că oricum o să-l facem la un moment dat, dar intrând în fermentul ăsta al lucrurilor, n-am mai ținut cont și am început să ne legăm puțin câte puțin de viața de aici și să o construim în funcție de situația în care eram noi și cea de aici, prezentă.
tonele de marmură mi apasă pe conștiință până și acum. Încă nu am renunțat la proiectul ăsta, mai mi-a rămas câteva mii de kilograme, sute de kilograme, să zic așa. Mi-au mai rămas câteva, am luat blocuri foarte mari, cu fisuri, cu... și a trebuit să le desfac pe forme diferite, să le am pregătite pentru a le lucra. Deci, tot speram ca verile să fac incursiuni în România mai lungi și să pot, în timpul ăsta, să lucrez. Au intervenit tot felul de evenimente și au tot întârziat, dar acum încă nu renunț la acest obiectiv. Deci sper că de data asta, da, a venit peste noi iar criza asta cu COVID-ul și iar m-a întârziat. Deci totuși sper cât oi mai avea putere să pot să reușesc să termin ce mi-am propus. Ca să putem rămâne și continua activitatea noastră artistică, trebuia să ne descurcăm într-un fel. De vândut lucrări imediat nu era vorba, pentru că de-abia sosisem și îți trebuie aici o perioadă mai lungă de timp ca să poți să fii cunoscut, să te vadă, să fii văzut în expoziții diferite. Deci lucrul ăsta era irealizabil, dar s-a evit posibilitatea în această perioadă să pot lucra tot sculptură, dar alt gen, cum sunt sculpturile pe monumentele istorice din Paris, cum clădiri istorice, cum este Louvre, cum ar fi Domul Invalizilor, Pont Neuf. S-a început cu Louvre, unde era nevoie de foarte mult sculptori. Sculptori nu prea erau, pentru că în școlile de aici, studenții, cei tineri care ar fi putut lucra pe șantiere, nu aveau pregătirea pe care am avut-o noi. Eu atunci mi-am dat seama că, de fapt, noi am avut o pregătire în studenții, în facultate, foarte solidă. Am făcut cursuri de anatomie, am făcut desen după model, reproduceri de statui antice și a fost un studiu, eu nu realizasem până atunci că a fost o școală foarte bună din punctul ăsta de vedere. Deci care m-a ajutat să pot face față la această încercare la care eram expus. Eu, cum să spun, am făcut-o, adică m-am aruncat așa în valuri, neștiind că am să pot să fac lucrul acesta, dar curajul acela celui disperat care avea nevoie de să se descurce în lumea asta nouă, în care trebuia să mă ajut singur, nu aveam ajutor din nicio altă parte, am reușit să fac față până la urmă cu bagajul ăsta de care l-am avut. Deci ei aveau nevoie de sculptor, dar nu găseau. Deci a fost foarte ușor să intru în acel moment, să pot intra și eu în procesul ăsta de lucru, de restaurare a monumentelor istorice. Am lucrat până la urmă, am continuat, pentru că lucrurile s-au legat și au fost nevoie, au fost mulțumiți de ce am făcut și m-au chemat ulterior. Deci toate au durat până la urmă aproape 30 de ani, să spun așa. Bineînțeles, nu continu cu întreruperi, dar îmi foloseau, pentru că puteam în felul ăsta să acumulez o sumă de bani pe care îmi folosea la lucrul meu de atelier, adică de experiment plastic pe care o făceam în sculptură. Deci în felul ăsta am putut să lucrez pe două fronturi, cum ar veni. Una
acela sculptură clasică care se cerea pentru monumentele istorice și cel de-al doilea în cercetarea mea proprie, sculptura de creație. Eu cred că ar fi fost una bună, foarte bună. Începusem destul de bine, adică aveam lucrări achiziționate de Ministerul Culturii pe vremuri. Se făceau achiziții la fiecare sfârșit de an. Reușisem să expun, să obțin și câteva premii în România. Și aveam în minte problema aceea, istoria cu marmura, care vă spun că deci, era un proiect destul de lung și de-abia îl începusem, deci putea fi continuat și dus până la capăt. Dar, cum să spun, rămâneam în acea zonă de preocupări pe care o începusem acolo și poate că o dezvoltam, dar pe de altă parte și contactul cu lumea de aici a fost folositor într-un fel și nu regret faptul că am ales lucrul acesta să continui activitatea mea aici. Am luat-o ca pe o continuare a pregătirii mele artistice. Am considerat că am venit aici, dar pentru faptul acesta de a dobândi lucruri pe care nu le bănuiam sau care le intuiam, dar nu le puteam concretiza. Aș fi putut să mă lipsesc de aceste lucruri, dar ele existau și aveam o oarecare neliniște, așa, gândindu-mă la faptul că plec de aici și renunț la ele și o să rămână ca o obsesie tot timpul revenind în țară și renunțând la acest experiment. Pentru mine a fost un experiment care te poate îmbogăți, te poate și distruge la un moment dat. Nu știu, eu am simțit, am luat lucrurile bune din acest experiment și am simțit că mi s-au deschis niște zone de înțelegere mai mare a lucrurilor. Da, acum nu știu dacă pot să o numesc chiar criză, dar ceva am simțit, bineînțeles că simți, nu poți să treci prin acest eveniment foarte ușor, pentru că la un moment dat, poate cu timpul, nu imediat, pentru că imediat, vă spun, exista în subconștient gândul că mă pot întoarce oricând. După ce lucrurile au fost mult mai, o complexitate mai mare, am început să mă leg de activitatea pe care o începusem aici, pe care am început-o aici și pe care mi-am programat-o într-o oarecare finalitate, dar atunci am început să simt și desprinderea aceasta de ce făcusem acolo, de prima parte, cum ar fi fost. Deci viața ți se împarte în două, ești împărțit în două și la un moment dat începi să nu te simți stabil nici într-o parte și nici în alta. Deci poate aici este criza, ești undeva între viața care ai petrecut-o acolo, deci de unde am, din România, o vezi puțin mai departe și începi să decantezi niște lucruri. Asta te ajută să poți categorisi în viața ta niște lucruri. Pe urmă,
Aici este un specific, pentru că noi am ales Franța, pe de o parte este foarte, e mai apropiată de România decât alte țări, dacă poate, cum să spun, țările anglosaxone ar fi fost și mai tare această desprindere. Franța, poate mai puțin, că fiind țară latină, cunoscând limba, adică și până și pregătirea noastră în facultate a fost mai apropiată de partea de cultura franceză decât alte țări. A fost trecerea, pentru noi a fost mult mai ușoară. Apoi mai este problema acceptabilității celorlalți, adică ești într-o societate franceză, întotdeauna ești privit ca un străin, chiar dacă trăiești cu ei foarte mult timp aici. Dar nu neapărat un refuz din partea lor, nu, ci doar ca o acceptare, dar acceptare ca cineva care vine din altă zonă, din altă cultură. Am simțit câteodată, da, simți faptul că, pentru că viața care o întrerupi de unde ai plecat, deci viața care am întrerupt în România, continuă în imaginație să se dezvolte, nu, ea rămâne, se transformă pe un alt plan imaginativ, deci ea continuă, deci continui cu două variante de viață în același timp și aici poate apărea un conflict care poate asta să fie criza pe care am simțit-o, da. Sunt părți bune și în România și aici. Părți bune sunt faptul că n-am renunțat la ce mi-am propus de la început în viață. Deci activitatea artistică, sculptura, că am putut să o fac mai mult sau mai puțin, asta ține de alte criterii, șansă, noroc, situații diverse care pot favoriza mai mult sau mai puțin dezvoltarea aceasta artistică. Deci asta e partea bună, că am putut să continue activitatea mea, nu am renunțat, am o înțelegere cât am putut mai bună decât o aveam înainte și am putut să mă concentrez mai mult pe obiectivul meu principal, adică sculptura. Asta ar fi partea bună. Rele sunt, bineînțeles, ca peste tot și aici te lovești de multe obstacole, inconveniente. Ce să spun, într-un fel, neînțelegeri. Dar Dumnezeu e mare și ne ajută în toate. Am reușit cu ajutorul lui să trecem prin lucruri și prin probleme de tot felul cu bine și să putem continua activitatea noastră.